Adriana Măcincă. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre oferta educațională a colegiului pe care îl conduceți. Bună ziua! Fiți bineveniți în școala noastră! Pentru anul școlar 2022-2023, oferta educațională a Colegiului Național Vasile Alexandrii include o clasă de a 5-a cu profil cu studiu intensiv al limbii engleze și, de asemenea, 8 clase de nivel liceal. În cadrul, pentru profilul liceal, avem 4 clase cu profil umanist, 2 clase cu profil filologie intensiv limba engleză și filologie bilingv limba engleză, dar și 2 clase cu profil științe sociale, una simplu, una cu specializare intensiv limba engleză. Profilul real vine cu 2 specializări distincte și anume științe ale naturii intensive engleză, științe ale naturii simplu și specializarea matematică informatică intensiv limba engleză și matematică informatică simplu. De ce ar trebui să vină tinerii la Colegiul Național Vasile Alexandrii? Cred că suntem un colegiu umanist și atunci când spun colegiu umanist, nu mă refer strict la profilurile și specializările colegiului, ci mă refer la profilul moral, emoțional, sufletesc al colegilor mei. Un corp profesoral de excepție, oameni care sunt dedicați meseriei de dascăl, oameni care, dincolo de a preda cunoștințe, formează atitudini, deprinderi de viață, mentalități, oameni care sunt mai mult decât profesori, sunt adevărați mentori și părinți spirituali ai elevilor lor. De când sunteți director? De 2 ani. În acești 2 ani ați avut tineri care au venit la liceu și i-ați văzut crescând practic. Și care ar fi motivul principal pentru care acești tineri vor ajunge la un moment dat, după ce termină liceul, să-și găsească un drum în viață? Și mă refer după ce termină acest colegiu. Motivul principal cred că îl reprezintă interacțiunea cu dascălii colegiului, interacțiunea cu activitățile care se desfășoară în colegiu, interacțiunea sau implicarea lor în proiectele și activitățile colegiului, pentru că, așa cum vă spuneam, dincolo de a fi simpli profesori la catedră, dascălii Colegiului Național Vasile Alexandrii au activități variate, activități care stimulează constant interesul elevilor și le valorifică din plin aptitudine. Aș vrea să ne spuneți 2-3 cuvinte despre activitățile extrașcolare pe care le organizați, pe care le faceți. În primul rând, suntem un colegiu care are o tradiție în ceea ce privește proiectele Erasmus. Chiar în acest moment, în școala noastră, se derulează 2 proiecte Erasmus+. Unul pe utilizarea și învățarea limbii engleze, iar un al doilea proiect Erasmus, având ca subiect mediul înconjurător și educația ecologică. De asemenea, tot în cadrul colegiului nostru există un club de astronomie și astrofizică coordonat de domnul profesor Buhuceanu, există un club de ecologie coordonat de mine, avem un parteneriat strâns cu Centrul Regional de Ecologie Bacău și foarte mulți elevi ai colegiului nostru sunt voluntari ai centrului. De asemenea, a funcționat și dorim să revigorăm clubul de robotică al colegiului. Avem un ansamblu coral, ansamblu de dansuri populare coordonat de domnul coregraf Robert Costrovanu. Avem foarte multe echipe sportive, club de șah, echipă de fotbal fete, fotbal băieți, volei. Multe, foarte multe. În foarte care copiii efectiv se simt ca un campus. Într-adevăr, și dacă veți petrece mai mult timp în cadrul colegiului, o să vedeți în pauze elevi care cântă la pian, elevi care au hobby-uri care nu țin neapărat de partea teoretică a unui liceu, ci țin mai mult de specificul liceelor vocaționale. Avem copii talentați, copii care, dincolo de a fi buni matematicieni, fizicieni, biologi, sunt și foarte buni artiști și foarte talentați.
Și ne aflăm pe holurile Colegiului Național Vasile Alexandrii din Bacău. Sărătuminile, ne-am întâlnit și cu o doamnă profesoară. Sărătuminile, cum vă numiți? Ingrid Irașcu. Profesoară de? Limba germană. Doamna profesoară de limba germană, în primul și în primul rând vreau să vă spun că eu am încercat să învăț limba germană, dar nu mi-a reușit absolut deloc. Cum faceți dumneavoastră ca elevii dumneavoastră să ajungă la un nivel la care să participe până la urmă urmelor și la olimpiade? Păi, cred că n-ați reușit pentru că n-ați ales colegiul potrivit la momentul potrivit. Glumesc. Nivelul. Nivelul se atinge prin muncă, foarte multă muncă, dar enorm contează cât de mult își dorește copilul, pentru că nu oricine vrea și nu oricine poate, însă acolo unde există motivație, se poate. Motivația nu vine și din partea profesorilor? Ba da. Puțin. Cum sunteți dumneavoastră ca profesor? Bine, o să-i întreb și pe elevi, dar cum sunteți dumneavoastră ca profesor? Sunteți un prieten pentru elevi? Sunteți o mamă pentru elevi? Sunteți un cadru didactic pentru elevi? Cum sunteți? Cum vă văd elevii? Asta ar trebui să vă spună ei. Dacă m-aș gândi așa la viziunea mea, cred că n-ar fi corect să fii nici doar mamă, da, pentru asta așa, dar, nu știu, puțin din fiecare și multă dăruire și, nu știu. De ce ar trebui să vină tinerii la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Bacău? Pentru că aici e o atmosferă plăcută, copiii sunt respectați, copiii sunt, au parte de profesori care muncesc cu dăruire și da, se creează o chestie plăcută în care ei pot învăța, dar pot veni și cu plăcere la școală, eu așa sper. Spuneți-ne, vă rog frumos, în germană, veniți la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Bacău, vă așteptăm cu drag. Kommt bitte zu unserer Kollege. Es ist wunderbar hier und ja, wir warten auf euch. Tot plimbându-ne prin pe holurile Colegiului Național Vasile Alexandrii din Bacău, am dat și de două tinere care, din câte am înțeles, faceți parte din elita acestui liceu, am înțeles eu bine? Da, am putea spune așa. Cum te numești? Tabacaru Alexia. Alexia, elită, dar pe ce parți? Pe ce parte? Eu sunt pe filologie intensivă engleză, pe profilul bilingv și pe partea asta sunt eu bună, nu sunt bună în toate. Ai mers pe la olimpiade, ai adus, ca să zic așa, un nume, ai ridicat numele liceului? Eu sper că m-a adus un plus liceului prin prezența mea aici. Am participat la olimpiada de engleză, am ajuns până la etapa județeană și am participat în proiecte Erasmus care au ținut de liceu și sper că am făcut bine acolo ce am făcut. Cum ți se par profesorii? Profesorii sunt cel mai mare plus al liceului, asta este părerea mea. Sunt oameni cu care vreau să țin legătura și după ce termin și oameni care m-au ajutat foarte mult să mă dezvolt ca persoană și să-mi aleg calea. Cum te numești? Calinescu Victoria. Pe ce profil mergi tu și de ce ești cea mai bună pe profilul tău? Tot pe filologie bilingvă engleză. Sunt foarte pasionată de limbi, atât de engleză cât și de franceză. Am participat la etapa județeană atât pentru engleză cât și pentru franceză și cred că acest profil aduce, adică descoperi anumite afinități pentru limbi și vrei cât mai mult. Eu personal am devenit foarte pasionată de a le învăța și prin concursuri de speaking, prin proiecte Erasmus și cursurile. Avem două grupe avansate de engleză cu, adică doi profesori diferiți și un mod diferit de predare și sunt foarte dedicați. Și, desigur, și concursuri de lectură și de scriere și în franceză și în engleză și cred că, sigur, poți să îți alegi drumul fiind la acest liceu. De ce ar trebui să vină tinerii aici? Care ar fi sfatul tău? Un sfat pe care l-ai da tinerilor care nu știu pe unde să, pe la ce liceu să meargă? Poate există anumite prejudecăți, nu știu, de obicei liceele de elită au această imagine poate dură, doar că este foarte lejer și sigur poți să găsești un obiect care îți place și
Poți să fii, spre exemplu, pe filiera umană și totuși să afli că ești interesat de un club de fizică sau invers, pentru că sunt tot felul de elevi care au activități diferite și în cadrul artistic și pedagogic și cred că acest liceu îți dă încrederea și susținerea de a te dezvolta în mai multe domenii, nu doar la cel la care aplici. Putea spune că pasiunea naște copii frumoși, copii inteligenți, copii minunați. Cu cine stăm de vorbă? Numele meu este Scorțanu Mihai. Mihai, care este pasiunea ta? Că tot am vorbit de pasiune. Pasiunea mea este robotica, de 6 ani chiar. Și de ce ai venit la Colegiul Național Vasile Alexandri? Am venit, nu știu... Consider că te poate ajuta? Consider că aici găsești ceea ce trebuie ca tu să te dezvolți ca om? Da, adică profesorii au fost super față de ce profesori am mai avut și chiar m-a atras acest liceu. Am înțeles că ai și câteva, ca să zic, ai participat și la olimpiade, ai ajuns undeva? Da, cel mai bun rezultat al meu a fost la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică, la care pe categoria mea am luat locul 1, iar la general locul 2. Audi, avem o imprimantă aici, cred că ar trebui să ne spui mai multe cuvinte despre această imprimantă și ce îți place să faci la ea. Acum am dat la printat un design făcut de mine cu un trifoi cu 4 foi pe care pe tale scrie Colegiul Național Vasile Alexandri. De unde pasiunea asta? Nu știu, de mic. Nu știu de unde a venit. Și cum ți se par profesorii? În primul și primul profesorii, cum ți se par? Super ok. Da? Da. Și colegii, și ți-ai făcut prieteni? Da, da, da. Cunoscuți că ești în clasa 9, nu? Da, 9. Ți-ai făcut prieteni? Da, da, da. Și colegii sunt super. Sunt super, tăi. Ce le-ai spune celor care vor să vină anul acesta să caute, nu știu, un liceu și nu știu ce să facă, unde ar trebui să vină? Nu știu, ar trebui să se orienteze după pasiunile lor, în primul rând. Dacă, nu știu, dacă le place partea asta de robotică, vrem să deschidem un club de robotică. Ne aflăm în laboratorul de informatică, sărut mâinile, stăm de vorbă cu... Sunt profesor Lazar Ingrid, de informatică și TIC, de la Colegiul Național Vasile Alexandri. Doamna Ingrid, aveți un hobby interesant pe care, din câte am observat, l-ați insuflat și tinerei generații, robotica. De unde vine această pasiune și e ușor să o dați mai departe? Acum, da. Mai ales că avem această achiziție de o imprimantă 3D, plus această creativitate a copiilor care merită dezvoltată. Noi, la profilul Mate Info, în general suntem pe gândirea logică, abstractă și această parte a roboticii vine în prelungire foarte firesc și foarte frumos pentru acești copii. Cum vi se par copiii și de ce ar trebui să vină tinerii la Colegiul Național Vasile Alexandri? De ce aș dori copiii? Noi suntem un liceu foarte apropiat de elevi. Asta este... Eu și, de exemplu, la profilul MateInfo pe care îl promovăm și avem rezultatele care ne definesc, deci cele două clase de MateInfo pe care le avem în programa noastră, deci n-am avut niciun copil care să fi avut vreo problemă la bacalaureat în ultimii ani, ceea ce este un plus pentru noi și această deschidere a noastră către copii. Deci, probabilitate maximă, ca să zic așa, la bacalaureat. Da, da, da. Felicitări pentru tot ceea ce faceți și am găsit și o tânără care am găsit. De fapt, nu am găsit-o, ne aștepta, pentru că este una dintre elitele, ca să zic așa, ale acestui liceu. Bună, cum te numești? Mă numesc Vraci Miruna. Miruna, pe ce profil excelezi?
Sunt pe matematică informatică, dar liceul Vasile Alexandrii m-a ajutat de asemenea să excelez și în desen, în chimie și în biologie. Acestea ți le-ai descoperit în momentul în care ai venit la liceu sau aveai tu așa o pasiune pentru ele? Știam deja că îmi place foarte mult să desenez, dar profesoarea cu care am studiat aici, doamna profesoară Lăcrămioară Nemeș, m-a îndrumat extrem de mult și chiar m-a ajutat. Ce sfat ai dat tinerei generații care sunt în căutarea unui liceu, unui colegiu? I-aș îndruma desigur să vină aici la liceul nostru, pentru că nu numai că oferă rezultate excelente pe absolut fiecare profil, dar de asemenea vă ajută și cu hobby-urile, cu absolut tot. Avem cadre didactice extrem de bune, care sunt mentori, idol de viață, sunt chiar excelenți și colectivul în general este extrem de amabil și drăguț. Sistemul periodic al elementelor, am ajuns în laboratorul de biologie. Am vrut să zic, aș fi vrut să vă spun că o să luăm parte la o lecție de biologie, dar nu o să fac lucrul ăsta. O avem alături de noi pe doamna profesoară. O egare, Manuela. Doamna Manuela, ce înseamnă pentru dumneavoastră Colegiul Național Vasile Alexandrii din Bacău? Deci este familia, este casa, pentru că cartea de vizită a Colegiului Național Vasile Alexandrii este performanța. Noi suntem profesori care atunci când intrăm pe poarta liceului uităm de familie, uităm de celelalte și atribuția principală este copilul. Și de aceea copiii vin deschiși la noi în speranța unor mari realizări, pentru că, repet, cel puțin pentru disciplina și nu numai pe care o reprezint și profilul științele naturii, am arătat. Deci cartea de vizită noastră este rezultatul, respectiv anul acesta, lotul național pentru Olimpiada de Biologie a fost format doar din elevi de la Alexandrii, dintre care doi copii pentru prima oară la nivel național, un copil de clasa 9 a intrat în lotul lărgit pentru Olimpiada Internațională, este vorba de eleva Noemi Munteanu de la clasa 9E și Teodora, care la clasa 10 a intrat în lotul lărgit al României, ținând cont că materia pentru probă, deci după ce iei la faza națională un anumit punctaj ca să poți participa la proba pentru lotul lărgit, era 9-12. Copil de clasa 9. Dovadă că aici învățăm să facem corelații, învățăm să învățăm, nu doar să acumulăm cunoștințe teoretice. Înțeleg că profesioniștii predau performanță și dacă tot am vorbit de performanță și ne-ați vorbit de performanță, așa cum ne-a spus și dumneavoastră, o avem alături de noi pe Teodora, cea care a participat și a... Nu pot să zic că a câștigat, pentru că până la urma urmelor este munca ta și ai dat dovadă că nimeni nu este mai bun decât tine. Unde ai fost, ce premiu ai luat și de ce această pasiune? Anul acesta eu am fost la două naționale, la naționala la germană, care s-a ținut la Târgul Mureș, și la biologie, care s-a ținut la Cluj. Iar la ambele am reușit și m-am calificat în primii 16, respectiv primii 20 de elevi pe țară, și anume loturile lărgite pentru calificarea la internațională. Cel la germană s-a ținut la Deva, o săptămână, iar cel la biologie la Cluj, două săptămâni, unde am făcut cursuri de 8 ore în fiecare zi cu profesori universitari. Cât contează, cât e hobby, cât e pasiune până la urmă și cât contează ca persoana care te pregătește să ții în suflet bucuria de a merge mai departe și de a performa? 50-50? Cam 50-50. Eu cred că n-aș putea să fac performanță în ceva care nu e un hobby de-al meu, dar în același timp pasiunea este și insuflată. Recunosc că mie inițial nu mi-a plăcut biologia și avea în clasa 7-a datorită profesoarei mele din gimnaziu și pentru că am cunoscut-o pe doamna dirigintă atunci, a început să-mi placă și mai mult și am cultivat această plăcere pentru învățat și pentru înțelegere, nu neapărat cunoaștere. Ce sfat le-ai da copiilor care acum caută un colegiu, caută un liceu? Să-și asculte inima, să nu asculte de poate profesorii din gimnaziu care îndrumă către o anumită direcție. Eu personal am fost întotdeauna îndrumată către matematică informatică și am realizat că eu nu caut asta, așa că am ales științele naturii, am ascultat inima. We'll be right back.
Am intrat într-o sală de clasă, mai exact într-un laborator de fizică, nu? Am zis bine, sala de fizică. Și să știți că am nimerit la o oră de engleză, intensiv. Aș fi vrut să vorbesc în engleză cu doamna profesoară, dar mă abțin. Și salut, mâinile, cum vă numiți? Teona Codreanu, profesor de limba engleză la Colegiul Național Vasile Alexandri din Bacău. Doamna Teona, văd că tinerii pe care îi aveți la cursuri acum sunt liniștiți, sunt calmi, nu știu, e datorită dumneavoastră, le predați și din calmul dumneavoastră sau așa sunt ei în general, frumoși și cu minți? În primul rând, suntem norocoși să avem elevi la Colegiul Național, elevi care sunt selectați pe baza rezultatelor care le-au obținut până acum și au un comportament exemplar și reușim să-i avem în continuare alături de noi și așteptăm și pe ceilalți care doresc să mai vină la noi. Iar, din câte am auzit eu, profesioniștii fac și performanță. Da, într-adevăr, au rezultate de excepție pe măsura muncii depuse și putem să spunem că la toate disciplinele avem vârfuri, ca să zicem așa, iar vă invităm la o oră de curs să vedeți că la toate disciplinele elevii se întrec să răspundă, să fie cei mai buni, admiră valori reale, sunt implicați, sunt maturi pentru vârsta lor, să știți. Sunteți o prietenă pentru ei? Îmi doresc, nu știu dacă reușesc pentru toate clasele, la clasele care am mai multe ore pe săptămână, cred că reușesc mai mult ca la cele la care am, la unele am 4 ore, la unele am 2 ore și la cele cu 2 mă întâlnesc mai puțin, la cei cu 4 ore mă întâlnesc mai mult sau cu 5 sau depinde de program. De ce ar trebui să vină tinerii la Colegiul Național Vasile Alexandri? În primul rând pentru că sunt atât mai multe motive, nu știu care sunt ce primul. În primul rând pentru că toți elevii Colegiului Național Vasile Alexandri și toți absolvenții noștri ne onorează cu rezultatele lor, sunt primitori, sunt alături de noi veniți, ca să spun așa, și fac ușor tranziția de la perioada de boboc, de clasa 9 la perioada de a 10-a și spre final, spre facultate, spre bacalaureat mai întâi. M-am gândit direct la facultate pentru că elevii noștri aproape 100% iau bacalaureatul, doamne ferește, o problemă de sănătate sau ceva se întâmple, atunci nu putem noi controla. Și în al doilea rând, deci în primul rând pentru elevii care îi găsesc aici, pentru atmosfera profesionistă, cum am zis, prietenoasă în același timp, pentru profesorii care îi găsesc în clase, pentru experiența noastră care am acumulat-o aici împreună, părinți, profesori și bineînțeles alături de elevii noștri. De performanță, că tot ați vorbit de performanță, avem și o performanță în carne și oase, ca să zic așa. Cum te numești? Cătuneanu Marta, sunt la profil Științele Naturii Intensive Engleză la Colegiul Național Vasile Alexandri în clasa 10-a. Am înțeles că ești una dintre fetele care face cinste acestui colegiu. De ce? Eu sper că fac cinste, mai ales că Alexandriu e ca a doua casă pentru mine și profesorii sunt ca alți părinți. Fiind aici din clasa 5, am făcut și gimnaziu, deci sunt de 6 ani în comunitatea asta, împreună cu ei, împreună cu colegii mei. Ce am făcut de-a lungul anilor? În primul rând că vreau să spun că Alexandriu, profesorii, prietenii, ca o comunitate au fost alături de mine, deci nu aș fi putut să fac toate lucrurile pe care le-am făcut până acum fără ajutorul liceului. Dar ce lucru ai făcut până acum? Ca să intrăm așa puțin în esență. Da, în clasa 7-a am participat la Olimpiada Națională de Engleză și am luat premiul al 3-lea, deci a fost un mare moment pentru mine. Și acum în clasa 10-a, chiar dacă sunt la un profil real, este cam la marginea între uman și real, științele naturii, am reușit să mă calific la Olimpiada Națională de Limbă și Cultură Rusă, îi se spune, chiar dacă a fost un moment puțin cam inoportun, să zicem, și unde am luat o diplomă de participare, dar a fost o experiență inedită, foarte frumoasă și tot așa, toți profesorii m-au susținut foarte mult.
Să știți că am nimerit la o oră de biologie. Sărătumâinile, stăm de vorbă cu doamna profesoară? Rizan Tatiana. Doamna Tatiana, o să vă întreb în primul și primul rând de când predați la Colegiul Național Vasile Alexandrei. De 32 de ani. Să știți că tăcerea, să știți că tăcerea mea este un, cum să zic, un, din respect pentru dumneavoastră și pentru acești ani pe care i-ați petrecut în, în slujba învățământului românesc. Și noi vă mulțumim, eu vă mulțumesc pentru că ne-ați dat posibilitatea să venim la dumneavoastră și să prezentăm această minunată clasă, să vă prezentăm și pe dumneavoastră după 32 de ani, încă mai... Aici, la Colegiul Vasile Alexandrei. Aici, la Colegiul aici. Vasile Alexandrei, da. Exact. Nu spun câți ani de așa că... Ați rezistat? Cum ați rezistat? Pentru că știți cum se spune, cu copiii e greu să lucrezi. Da. E adevărat? Sau distrugem și mitul acesta? Și greu și ușor. Depinde cum știi să abordezi, depinde cum vrei să-ți faci meseria de dascăl. Dacă o faci cu pasiune, cu respect față de cei pe care îi ai în bancă și față de tine, atunci vei obține și rezultatele pe care le dorești. Și vei lăsa în urmă, totuși, niște oameni, spun eu, care să facă cinste societății, pentru că școala nu are doar rolul de a transmite niște informații copiilor, are și rolul de a forma niște oameni. Și cred că astăzi se pierde din vedere acest lucru. Rolul nostru al profesorilor este multiplu. Nu suntem doar niște transmițători de informații. Avem cărți, avem acum internetul peste tot. Deci informațiile pot fi luate, depinde cum le predăm, în ce manieră o facem și cum, ce vrem să obținem de la copiii noștri. Și atunci și meseria de dascăl va fi una frumoasă. Eu spun că este o meserie deosebit de frumoasă și dacă eu o fac de 40 de ani, pentru că trebuie să spun acest lucru, înseamnă, și mă mai vedeți aici la catedră, înseamnă că mi-a plăcut ceea ce am făcut o viață de om. Aveți elevi cu care vă lăudați în această clasă? Ei sunt clase de uman, dar și aici, dacă ar fi să o numesc pe Evelin Roșu, pe Ciurea, pe... dar sunt mulți copii. Este o clasă foarte bună, deși nu este clasă de profil, sunt copii care vor să știe câte ceva legat de alcătuirea corpului omenesc, de lumea înconjurătoare, pentru că noi cam lăsăm această lume înconjurătoare ne ținând cont de faptul că de fapt noi facem parte din această lume și dacă o distrugem, ne distrugem pe noi. Ăsta este mesajul pe care eu vreau să-l transmit tuturor celor care predau într-o școală, nu să transmită doar informații, ci să lege informațiile pe care le transmit de această lume în care suntem astăzi. Pentru că atunci o să reziste și lumea și vom rezista și noi. Am învățat de la dumneavoastră în câteva secunde și biologie și am învățat și lucruri frumoase despre viață. Eu vă mulțumesc din suflet și dacă tot ați pomenit de copii frumoși, acești copii minunați care sunt prezenți astăzi aici, avem și o tânără care aduce și a ridicat, ca să zic așa, Colegiul Național Vasile Alexandrei din Bacău prin lucrurile pe care le-a făcut. La ce profil ești și cum, pe ce excelezi? Bună ziua, în primul rând numele meu este Evelin Roșu, sunt la profilul de științe sociale, mai exact intensiv engleză, care se axează pe mai multe materii, istorie română, engleză, de asemenea, și multe altele. Eu să zicem că excelez mai ales la olimpiadă numită lingvistică. Este o olimpiadă mai atipică, desigur se axează mai mult pe limbi, dar limbi pe care nu neapărat le cunoști și vei face tu singur niște traduceri pe baza celor care îți sunt date. Mai să zicem că excelez și la sport, mai ales pe arte marțiale, unde în primăvară a avut loc în Italia, la Padova, un campionat mondial, unde am luat 3 medalii de aur și una de argint. Iar la lingvistică, tot atunci, din cauza campionatului, să zic așa, nu am putut participa, dar am fost calificată la concursul internațional ASA Pacific, unde
cum am spus, a avut loc în aceeași perioadă cu acel campionat mondial. Și mă bucur că sunt eleva acestui colegiu, unde profesorii sunt extraordinari, încurajează performanța și, practic, învață pe elevi cum, nu numai materia, ci și cum să învețe și să îi îndemne să aibă un viitor.